că, care înțeleg că s-au mai întâmplat în ultima vreme, ocazii cu care se arată că el încearcă să schimbe ceva în viața lui și tu tot îl împingi să facă lucrurile astea. Da. Ideea este următoare. În primul rând, acest viciu care se numește dependența de alcool este un viciu de care nu se scapă. Dar este un viciu care poate fi ținut sub control, luptând toată viața cu el, atât timp cât cel care vrea să-l țină pe sub control înțelege că are această problemă. În iulie anul acesta, Liviu mi-a dat telefon din Cannes. Eu v-am spus că eu cred că e prin Cannes și a trăs. El era la Cannes și plângând și urlând mi-a spus: nu mai pot, nu mai vreau, numai tu și Dumnezeu mă puteți ajuta. Nu mai pot bea, nu mai vreau să beau, numai așa. Și i-am spus dacă o face pentru el și este decis să lupte, eu îl ajut. Nimic nu-i întâmplător, cu vreo câteva luni înainte eu am luat legătura cu Centrul Oxigen, cu părintele, cu părintele Liviu Burlacu și ca să o facem scurtă, că nu avem mult timp la dispoziție, am aranjat ca să ajungă direct la Bacău. La Bacău el a fost aproximativ 3 luni, 2 luni jumate, 3 luni, în care a reușit, s-a încadrat, s-a ținut și așa mai departe. Este foarte greu, este sistemul, adică programul Minnesota, este singurul program din lume, de fapt, care dă rezultate, așa, și, de exemplu, în Anglia, la un castel, costă 300 de euro pe zi. Wow. Ceea ce vreau să mulțumesc Centrului Oxigen și vreau să mulțumesc părintelui în speță, este că dacă s-a crezut că Israela finanțează, Israela nu a finanțat, că Israela nu are bani să finanțeze 2000 de romi, care este nimica pentru așa ceva, dar uite că n-am avut cash-ul respectiv, dar sunt sigură că o să mă revanșez față de ei cândva. După aceea, ce s-a mai întâmplat? Ceea ce nu știe lumea și se ghicește și Adriana m-a întrebat când am fost la voi, dar de ce nu vorbești, de ce nu spui sau după aceea. Am spus că sunt niște lucruri care e mai bine de făcut în liniște. Ei, da. În timpul în care Liviu era la oxigen, a trebuit să vină în București ca să-și reînnoiască permisul de conducere. Cu această ocazie am retras cererea de divorț de la tribunal, și am făcut cerere de divorț la notar, care după 30 de zile devine definitivă. La 30 de zile, pe data de 11 octombrie, Liviu a venit, puțin înainte de fapt, a venit în București, a fost cazat cu ajutorul meu într-un loc în București, a stat cam 2 săptămâni în București. Așa, pe data de 11 octombrie a venit și a semnat la notar și divorțul a devenit definitiv. De asemenea, a semnat și partajul, așa, în care Livisra îmi revine mie și eu am insistat ca terenurile din județul Călăraș, în speț Dorobanțu, care de fapt primul a fost găsit de el într-un ziar, să-i revină lui. Nu sunt o valoare cine știe ce, dar îmi era important să aibă ceva pe numele lui aici în România. În timp ce el era în București, printr-o alertă a sărit un loc de muncă în Germania la o companie de distribuție. A plecat cu acest contract în Germania cu încă un coleg. Așa, din păcate, așa cum se întâmplă în multe cazuri, ceea ce se spune aici nu este ceea ce este acolo. Ceea ce a fost acolo e greu de descris și nici n-au putut amândoi lucra. A doua zi au părăsit și Liviu, vă închipuiți că l-a influențat foarte negativ. Dar ideea este că el rezistă și ia niște, să zicem, niște suplimente alimentare care sunt foarte bune, echilibrează și așa mai departe și
mersul pe jos, el are la bord, dacă putem spune așa, în viața lui, are zeci de mii de kilometri mers pe jos. Mersul pe jos pe el îl liniștește. Și a început să meargă din Germania spre Belgia, Franța și așa mai departe, că eu tot vorbeam, așa cum ți-am spus ție și am mai spus și la voi, cred, că mă interesa zona Cannes și așa mai departe. Mergând așa spre Franța, cum ar fi, a fost foarte, foarte mândru că la un moment dat a stat la un hostel și s-a propus băutură așa în contul casei și a putut să spună nu, eu beau suc că sunt alcoolist abstinent. Ceea ce este un mare lucru, adică el pentru prima dată în viață își recunoaște problema, a știe de unde provine, ce se întâmplă. E o muncă de 3 luni la centru oxigen cu psihologi, cu profesioniști adevărați, dar este o muncă care trebuie continuată. Ideea este că el este și meteosensibil, ca mulți alții. Între timp, eu mi-am dat seama că nu pot să mă repun pe picioare în România. Din cauza că acolo unde este aerul curat și bun, altitudinea este prea mare pentru mine. Așa, acolo unde altitudinea este ok, poluarea, aerul, schimbările de temperatură și așa mai departe, mă termină. Și atunci am zis, trebuie să găsesc un loc unde, în ultima, să zicem, an de viață al mei, să trăiesc cât de cât calitativ. Și căutând acel loc, Israelul este cald și clima este echilibrată, dar umiditatea este mult prea mare pentru mine. Și în locurile unde nu e umed, iarăși altitudinea e prea mare, ca Ierusalim sau platou Golan, sau Marea Moartă, care acolo mă influențează rău alte chestii. Și căutând așa, mi-a sărit că zona Alicante a fost declarată, adică Costa Blanca, a fost declarată de Consiliul Internațional al Sănătății ca locul cel mai sănătos din lume. Știm că Liviu îi plac țările calde, după cum știți, am fost în Spania și așa mai departe. L-am întrebat dacă vrea să meargă în Alicante să pregătească terenul, să-și caute chirie, să-și caute de lucru, că el tot timpul insistă pe acest lucru, că el vrea să aibă grijă de mine, că el trebuie să aibă grijă de mine și așa mai departe. Și eu tot timpul îi spun, în momentul în care tu poți să ai grijă de tine, corect, după aceea vorbim de mine. Exact.